M-am dus ca bou, ca prost m-am dus pe scenă. Păi nu ai ce, ca prost nu te-ai dus, că ai luat un preț, acum poți să pui mâna pe mine. Dar ea nu era, deci ea până în acel moment, glumele poate au fost ușor vulgare unele. Au fost vulgare, nu. Așa. Nu toate. Părea că o să fie un număr... Părea că o să fie ceva drăguț, știi? N-a fost lăsată să-și ducă numărul. Din punctul meu de vedere, ea n-a fost lăsată să termine ce are de zis ca să poți să tragi o concluzie la final. A fost întreruptă de multe ori, a fost deranjată, a fost înțepată. Mihai, Cătălin, e momentul lor. Căutați o poziție care să aibă legătură cu Mihai, cuvântul tu fă ce vrei tu. Senzuală. Maestre, dă-te la o parte. Haideți, deci nu, dacă nu e o scenă de iubire, nebunesc. Ce faci, Pendeac, nu? Dragul meu, păi, ce alo? Ah, da. Nu dai înapoi. Bine, fac față la doi. Dacă urci și tu, Cătălin, fac față la doi. Doamne ajută! Direct. Haideți în centrul atenției. Mai lipsește micuțul și gât. Azi, noi, că suntem mai mulți. Da, că suntem mai mulți. Cătălin și crea la un moment pe scenă să simtă și Mihai niște carne fără euri. Nu s-a putut pentru că nu a fost lăsat numărul să se întâmple. Pentru că cineva avea chef de... regie. Doamnă, vreau să văd Casablanca. Vreau dumneavoastră să fiți acea doamnă care se pregătește să fugă de regimul nazist. Așa. Și este ajutată de bărbatul perfect care a murit de cancer. Băi, Cătălin, ai stricat un moment. Lăsați, tăiați cancer, hai să zâmbim din nou. Hai, băi. Iisuse Hristoase, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. A fost oprit de Grinch. A fost Grinch-ul comediei. Stai, vino înapoi, stai să mai întrebăm chestii. Într-o pasă regizorală în care încerca să facă ceva și până la urmă a stricat acea idilă care se... era ca o flacără mică care pâlpâia. Uh-huh. De pe începuse. De pe începuse acolo și... A stins-o, a pus piciorul pe ea. Nu mai trebuie să pâlpâie puțin mai acolo. Tu erai curioasă să vezi ce voia să facă. Da, și nu a fost lăsat să facă. Ce putea să facă? Sărute. Nu. Nu era pe sărut, era pe... aprecieri fizice, sigur. Și acum fă ce trebuia să facă Mihai, că dacă tu l-ai de la o parte și nu l-ai lăsat să termine, ai stricat, e vina ta. Mă, vezi și femeia aia, mă, un vis, era aici, aici era să se pupe cu Mihai, era, se ridicase pe vârf, era... un jeleu distanță. Un jeleu distanță. Acest număr putea fi magnific. Da. El putea fi cu punctul culminant, cu voi doi pe scenă, pasionali. Dar a intervenit? Eu. Și emoțiile mele. Eu sunt ca sterilitul. Și emoțiile mele sunt. Dar eu nu cred că asta a fost problema. Problema a fost că putea să fie un număr foarte bun. Dacă profitai de curajul ăsta pe care l-ai să vorbești despre toate lucrurile astea foarte deschis. Dacă n-am avut cu cine, că amândoi au fugit. Stai două secunde, că nu trebuia să vorbești cu cineva, ci trebuia să îți pui lucrurile pe care le-ai gândit și le-ai scris, probabil, nu? Le-am scris și le gândesc pe moment. În regulă. Unele. A, deci și improvizezi, te bazezi pe improvizat, am înțeles. Pentru că... nu știu dacă ți-ai făcut o favoare așa cu glumele pe care le-ai avut. Măcar am încercat. E prima dată când vin la stand-up comedy. Felicitări atunci. Mulțumesc. Nu, Matu, ești cu mine în seara asta. Ioana Micuț este o fată care a descoperit că anumite concurente corpolente, supraponderale să zicem, dar nu le jignim, au câștigat ai umor fiind ironice. Ea a venit total nepregătită, cu un text pe care nu l-am reținut, cu glume pe care nu le-am descoperit, dar a venit cu ferocitatea femeii nesatisfăcute de partenerul imaginar. A venit doar cu curaj, atât. În rest, mi se pare că n-a venit nimic. Mi se pare că e sindromul clasic de prietenii spun că ești amuzant. Acest număr putea fi magnific dacă nu intervenea chiar. Ei, am plusat așa prea mult, am pus puțin, știi, ca să-l fac pe maestru să-i pară rău pentru că nu și-a ascultat instinctul și nu a gustat din trupul fără euri. Bă, de ce sunteți mă răi? Dar nu sunt rău. De ce sunteți răi? Nu înțeleg. De bun, ce sunteți răi? Doamna Delia fiind... Ai stricat un moment, nu tu. Doamna Delia, da, tu? Eu stric toate momentele. Nu tu, voi, nu voi, noi. Se pare, sunt sigur, singura care te-a înțeles. Singura care a înțeles ce ai vrut să faci, de fapt. Da, și ce este mai important, Delia, în viață? Că tu știi. Ai un TikTok făcut cu vocea mea.
Ce e mai important în viață? Să mănânci, mă. Să mănânci, să te distrezi, și apoi să mănânci. Nu cred că ea e. Ea e, nu cred că ea e. Viața, ca să trăiești, trebuie să mănânci. Așa că mie mi se pare cel mai important lucru. Să mănânci, să te distrezi și iară să mănânci. Asta e, mâncarea pe primul plan. Delia trăiește într-o lume digitală paralelă, da, metavers, acest metavers, în care știe toată lumea de pe TikTok, ce noi voci, ne voci, tot, clipici. A, tu ești vocea, a, care tu ești pasărea care a trecut prin spate la filmarea, tot nu știu, care. Delia, de fapt, e metavers. Hai rămâi cu meta. I-a spus de mult, dar nu n-ați crezut. Știe tot, bă, tot, tot ce mișcă, tot ce... Înainte de orice, aș fi foarte, foarte curios să știu, da, având în vedere că te-ai uitat în continuu la mine, cum ar arăta acea întâlnire? Cu noi doi? Da, ai spus că mă iubești. Având în vedere că este acum cu COVID-ul, nu cred că putem să ne ducem în altă parte decât la tine acasă sau la mine. Să nu purtăm măști și chiloți și așa, ceva de genul. Și restul, cred că vine de la sine, nu? Sau vrei să mai spun? Mai spune că nu mai știe. Și cum, cu frișcă, cu ciocolată. Aș turna așa niște whisky pe tine, niște chichila balanțând ăsta așa. Te-ai ronțăi? Auzi, am o întrebare și s-ar putea să pară de prost gust. Chiar vă rog, sunt deschisă. Tu ai zile când mergi la magazinul de lângă blocul tău în capot și bloc, papuci? Nu, la curte. Bun, curte? În capot și în papuci? Da. Ai papuci pufoși? Da, și pufoși și lepufoși. Ok. Asta. Bun, și ce spune vânzătorul de la magazin? Bună, ce vrei să-ți dau? Ce vrei să cumperi? Vrei să-ți o dau? Băi, există bărbați puternici în România. Băi, mie mi se pare absolut incredibil un lucru. Orice îi spune, instantaneu te duce într-o zonă sexuală. O aluzie sexuală, nu? Eu cred că doamna a venit la pețit. Este o formă de apărare. Da. Împotriva acelui. Împotriva... Eu cred că a fost, unor tipuri de... Mai, este o formă de apărare. Da, a fost atacată din diverse colțuri. Ale... Între colțuri. Da. Că a intrat și micuțul. A intrat și micuțul în horă. La un moment dat și ea a devenit un pic așa pasiv-agresiv, nu știu cum să zic. Nu era chiar agresivă, dar nu era nici foarte relaxată, s-a încordat. Ți-e frică de grase? Mi-e frică de grase. Și atunci de ce fugi? De lașule. Vrei să fug după tine, dar mă împiedic. Bine! Da, iar noi o să vedem voturile în 3, în 2, în 1, în hai. Mulțumesc! În viață e bine să mănânci, să te distrezi și apoi să mănânci. Delia a fost în acest moment sufletul pur care a salvat inima concurentei. Nu știu dacă a fost neapărat de woman power, dar cred că a fost chiar plăcut. S-a râs de vreo două ori. Da, nu, problema e la glume. Nu e în altă parte. Adică în momentul în care... Spuneți asta, mă! Păi am zis chestia asta. Ai mai zis și cu halatul și papuci. Păi și n-ai văzut-o în momentul în care am spus-o? Era și foarte vulgară. O să vină hate-ul de la femeile care merg la magazin în capot și papuci. Ne pare rău că s-au intimidat așa, pentru că asta ai făcut, e intimidat. Ești. Eu cred că m-am intimidat mai proactivă. Și am avut emoții. Și e pus într-o zonă așa, nu s-au simțit confortabil și atunci au ieșit în fiecare. Da. Balauri. Deși Mihai... Bă, el... El intrase era pe un acolo. Drum, era, ar fi serios, putut să fie ceva foarte frumos. Chelo a fost băgăcios, între noi. Băi, mă, tache, de fapt, nu pot să pun întrebarea asta. Hai, întreabă-mă, măi omule. Nu. Întreabă-mă, măi omule, întreabă-mă. Cum ți se pare ție atunci când cineva are foarte multe... Cineva, deci atenția, nu... N-are legătură cu genul. Are foarte, foarte, foarte multe kilograme. Să-l imaginăm că e urs. Da, și se îmbracă foarte, foarte, foarte mulat. Da. Și vine ăla cu tricou așa, pe burtică. Și zice, doamna Delia, dar ce, își coborăm un pic acolo jos și cu țâțele alea. Deci ce a făcut cu mine, începe la tine. Haideți, doamna Delia, nu... Dar nu, începe așa, eu vă iubesc, doamna Delia. Da, da, corect. Și după aia te invita, ușor, ușor. Cum ar fi fost? A fost awkward.
Așa, dar de ce ar fi fost awkward și în cazul ăsta nu este awkward? Păi este și în cazul ăsta awkward, dar se presupune că ți-e plac situațiile awkward, că tu te-ai exprimat în mod liber. L-a interpretat micuțul perfect, perfect, perfect. Cum ar fi fost percepută treaba asta? Pederea este pe arhivistată. Bă, n-ar fi distrat. Nu cred că ar fi distrat. Eu tot speram că e un început de ceva care o să, ori o să fie o performanță fizică, ori o să fie ceva cu adevărat amuzant. Nu, aia a fost tot. Am pus picioarele pe aici, m-am scărpinat în... Și atât. Cum atât? Și-a pus picioarele în jurul capului, a cântat și a dat picioarele jos și atât. Bună seara, bună seara! Eu nu cred așa ceva. Dar eu nu cred că e, nu cred că e italian. Nu, ba da, e italian. Au și. Dar mi s-a părut că a pronunțat... Bună seara! Salut, frate, ce faci? Bună seara, public! De unde sunteți? Da, dove? Vengo da, din provincia di Bari, Italia! Hey, Italia! Din Bari, dar are accentul diferit. Are alt accent, că mi s-a părut că e român. Am crezut că este un domn din România, născut, crescut la țară, și am crezut că el a fost cu adevărat defavorizat de situație. El a crescut într-o beznă totală, într-un ungher al acestei țări și vine să-și bată joc de noi. Mi chiamo Antonio Avito, ho 26 ani e sono un cantorsionista. Cantorsionista! Canto mentre mi contorco. Un canto, las-o mai așa. Ce? Și contorsionez. E, hai, bianu, afle era pe notă. Să mă bată mama dacă... Ce ar trebui să jurizăm? Ar trebui să jurizăm numărul de contorsionism sau numărul muzical? Con toto cutunio. Cum putem să despărțim aceste două destine artistice? Băi, oameni, băi, fraților. Să nu zici că ai meltdown acum. Băi, apelez la bunăvoința publicului care se află în sală. Băi, oameni buni, noi acum urmează să vorbim. Noi suntem patru oameni care urmează să vorbim. Bună seara, bună seara. Efectiv, ce am avut în fața noastră a fost un om... Care efectiv... cu un microfon, a cântat la Șantemii cantare, a făcut așa, la un dat a făcut așa, s-a oprit, înțelegi? Deci când s-a tras, când s-a tras cortina, m-am gândit că în spate va fi foarte multă recuzită și un număr extraordinar. Giusto! Dar omul chiar a venit de foarte departe și a făcut asta, care a durat un minut și 30 de secunde și a cântat la Șantemii cantare. Un minut și 28 de secunde. Cam așa a fost. Da, da. Tare, colosal. Și acum ne-a spus că asta se numește, cum a spus că se numește? Cantorsionista. Adică face contorsionism în timp ce cântă proastă. Cantorsionista. Este suprarealist, Cosmine, este suprarealist. E foarte amuzant, mă, omul e super amuzant. N-a fost funny, și-a pus piciorul după cap? Nu, n-a fost absolut nimic amuzant acolo. Nu, doamne, doamne. Cu picioarele pe după gât, așa ți s-a părut că e simpatic? Da. Asta înseamnă simpatic? Păi oricine poate să-ți pună picioarele după gât? Eu pot, mă. Ah, așa. Spune, alte numere mai ai? În cazul în care te califici mai departe. Si, una surprise. Can we see the surprise? L-o pus-o dire alle autori, chi sta dietro. Ah, deci se poate, nu? Da, hai, aplauze, încurajăm concurentul. Elia. O, te duci. Turbire mea. Ce? Turbire mea. Eu sunt... Turbire mea. Hai, mă. Te duci. Adică tu ești... Delia. Du-te. Dacă e ceva, poți să fug, nu? Da. Hai. Okay. Publico, mâinile sus. Muzica. Delia. Uniamo Italia-Romania. Si. In un bacio. No! Am vrea să pupe. Bacio, così. Covid. Bacio nu, Mihai! Am făcut un tampon. Tampone? E... Mamă, de le-a zis că e la bătaie. Ce zici tu, băiatul meu? Solo per il pubblico della Romania questa cosa. Un italiano come insieme. Uai, italianul ăsta! Să-mi și pe mine să-l pup.
atât am crezut că are nevoie de un om care să-l ajute să-și facă numărul pe care l-a pregătit pentru finală. În niciun caz că mă cheamă să... un bacio... Mihai e cu bacio. Păi m-am sustras. Micuțu, ți-a zis să nu te duci. Și eu am zis că nu e cazul să mă duc, dar nu mi-am ascultat instinctul. Poți să ne spui câte ceva despre tine? Faci un pă de tutto eu. Tivute italiana, showman italiano sunt. Diciamo, posso far vedere il video? Posso far vedere il video? E normal. Cu fiecare țară cu pipino lui. Asta e Pipino d'Italia. Pipino d'Italia. Pipino de Bari. Ce asta e? Pipino de... La ce altă emisiune mi-ai apărut în Italia? Sunt arrivat în finale, e un talent. Finale, bă! Bine, atunci. Adică dacă el a ajuns în finalul, păi în rest ce se întâmplă? Vedeți că și show-urile astea în Italia nu mai sunt ce-au fost. Bine, domnule, păi mulțumim frumos! Hai mă, că n-a fost prea mult de jurizat și n-a fost prea mult de vorbit și în continuare nu știu ce să zic. Hai să votăm. Bine, nici Micuțul nu a simțit nevoia să zică prea multe lucruri. Mulțumim frumos și mai veniți pe la noi. Da. Să le vedem în 3, în 2, în 1, în hai. Aici vă cartele. Doamne, ce prostie ordinară. Doamne, ce tâmpenie fără seamă. Doamne. Păi vă dați seama ce am văzut noi azi? Păi ta și să uit, doamne, la italianul ăsta care își pune un picior după nu știu ce. Se cântă prost. Vieni să-ți dau un bacio! Dai un bacio, bacio! Vino să-ți dau un bacio, bă! Bacio, bacio, ardeleano! Băi, abraccio! Vreau să bacio mai puternic! Adică puteți să treceți așa mental prin ce am văzut azi? Pe mine nu m-a afectat. Cuando se maia dolores, cuando se maia amor! Da, deci se poate! Nimic nu te oprește să fii celebr! Încă mă uimește ce se întâmplă aici. Spectacolul a fost din toate punctele de vedere. A avut culoare, energie, cântec, aioșenie, tot, costume. Moarte grabilor de pretutindeni. Mi-a plăcut și mi se pare un mod de a-ți începe ziua. Așa trebuie să fie primul număr de fiecare dată. Bine ați venit. În nume personal, recunosc că sinceratul... Săruna, bine ai revenit. De fapt, mi-am luat aminte acum. În nume personal, eu subsemnatul, recunosc că am avut o criză de râs. N-am mai avut de, cred că, sezonul trecut. Și o să vă spun și de ce. Pentru că mie mi s-a părut o idee absolut extraordinară a echipei de producție, ca primul număr din ziua în care domnul Micuțu este coleg cu noi, dânsul care iubește foarte mult amuzamentul, iubește foarte mult hazul. De altfel, și mie îmi plac foarte mult. Dar eu râdeam, pentru că, dincolo de faptul că a fost foarte spectaculos, bă, nici nu-ți dă nicio șansă numărul. Adică n-ai cum să dai nu, pentru că totuși sunt pe scenă foarte... De ce n-ai cum să dai nu? Eu cel puțin la situația... Avem sirene, avem pentru că, da, băi, a venit totul efectiv în valuri. Adică, efectiv, n-ai cum. Dar mi se pare un mod foarte mișto să începe o zi de audiții și chiar dacă foarte multă pismă se va aduna la masa jurului, eu voi acționa în consecință! Mulțumim foarte mult. Cu mare dragoste. Vă invităm la spectacolul nostru. Vreți vorbi și tu? M-am bucurat de fiecare sirenă, de fiecare meduză, de fiecare calamar roz. Uite, vezi? Așa se face. Doamna, uite ce personaj sunteți. Mera. Așa. Mi-a plăcut foarte mult. Culoare, explozie, nebunie, divertisment. Mulțumim. A zis bur? Ceva, da, ai spus o tașă. Asta face diferență. Bă, îmi place că voi aveți un brrrr. Așa e jos, dar așa un brrrr. Când numai așa, pac, un onomatopeu inteligent. Dar pe ea unde e întrebare? Ce mi-a plăcut a fost că... Uite, asta este jurizarea aia. Am zis eu brrrr, ce să spun acum? Nu ai voie să faci brrrr, măr, căr. Pe ea unde ai mai văzut-o, my friend? A avut de-a lungul timpului două numere aici, nu? Dacă nu mă înșel. Unul cu baloanele, cu bășinile, și încă unul pe care momentan nu a sunat extraordinar, pare că un trecut de divertisment. Graciosul. Nu te supăra. După frumusețe.
nicio concurenție. Deci tu mai ești. Așa, yes. Ce să zic? Apreciez performanța și faptul că acea cușcă a fost folosită, că am avut senzația că doar pentru asta a fost adusă, ca să aveți dumneavoastră de pe ce scoborâți la început. Adică... că ți-a adus aminte de copilărie și că nu, asta e că nu mi-a adus aminte pentru că nu mi-a plăcut niciodată să merg la circ, îmi pare rău, trebuie să zic asta. Da, îmi pare rău, e o chestie personală. Deloc, nu. Ba chiar dacă am simțit vreo secundă asta, am respins-o cu toată forța. A avut o experiență urâtă cu clownii, poate, de mic. Nu. Îmi plac clovnii în momentul în care fac performanță. N-ați observat oportunitatea acestui număr? Mai ales maestru Bendeac, alături de mine, aici de față. Părerea mea că nu ai observat faptul că domnișoara a dus foarte aproape picioarele de gură. Da, corect. Da, corect. Doi. Atac la tentacule. Deci, cum ai zis, între ochi. Deci nu vreau să simțiți nicio formă de lipsă de respect. Eu chiar mă bucur de situație pentru că sunt un pervers. Nu ține așa toată ziua, te rog, eu frumos, mi-e rău. Stai puțin, nu era o jignire, am spus deja. Deci eu sunt cel mai pervers membru al juriului, doar că nu-mi fac reclamă. Trecând peste cenzură și trecând peste emoțiile mele, vreau să vă spun că am apreciat din suflet numărul. Oamenii ăștia s-au uitat la Ai Umor și astăzi au venit cu o strategie, cu un plan. Și au dat seama că noi suntem ochi, țintă, pe așa că au înlocuit sânii cu ochi. Ce am spus? Și după aia am vorbit despre ochi. Tentacule, aici nu se râde. Gata, vă mulțumesc frumos, pentru mine a fost o bucurie. Sunteți deosebit de frumoase. Mersi. Scoatem din discuție marinarul și crabul, că nu ne interesează. Acesta a fost un moment în care ni s-a verificat acuitatea vizuală. A fost examen oftalmologic, nu examen de circ. Pentru mine, numărul vostru de teatru a fost un omagiu pentru tragedia submarinului curs. Băi, tu ești întreg la minte, mă. Da. Băi, te întorci, mă, la publică, băi. Submarinului Kursk. Băi, asta, bă, băiatule, băi. El astăzi n-a avut rațiune. Pur și simplu, creierul lui făcea niște conexiuni și așa, care toate să fie spre ceva rău, spre ceva negativ. În cazul în care nu ați înțeles ce s-a... Ați fost apreciați, mă rog, a fost perfect, apreciat perfect. Toată lumea. Și o să vă arate cum o să coboară scena racul, o să vedem asta imediat. Până atunci o să aveți o foarte mare surpriză, dacă nu chiar un șoc. Iar acest șoc îl vom vedea în 3, 2, 1 și... E? Ce înseamnă 4 voturi la 10 concurenți? Nimic! Racul, Sebastian, va... Uitați ce clasă! Și acum priviți-l pe colegul nostru Crabu cum pleacă. A plecat așa. Mă așteptam să fac ordinaia. Se arunce, zi-mă, el a plecat așa. Pe așa te fac și eu. Deci, nu mă angajez la circ că pot să fac asta. Da, bă, dar erau și două trepte acolo. A, treptele nu ne-am auzit în treabă. Doamne Iisuse Hristoase, Doamne, chiar și tu, vino în coace. Pentru noi circul, cum se numește, Bonicelli, Botacelli, circul... Circul Bonaccini. Circul Bonaccini este unul din stâlpii umorului în acest sezon. Oamenii au spus, hai domne și noi acolo să ne distrăm, să endorsăm circul, să facem oamenii să vină și la noi, nu numai la televizor. Lăsați meduzele să vină la mine! Trecem peste mizeriile proliferate de unii dintre membrii juriului și vreau să vă spun că chiar m-am bucurat ca un copil. Bine, ați venit la... Ce e asta? Ce... Hărțuire se numește. Cum vă simțiți? Dar deja abia a fost un număr, pe rând că se învârte în gură. Că nu mi se pare o formă de divertisment demnă pentru omenire. Băi, dacă are animale, dacă are animale. Nu mai sunt animale de ani de zile, măi. Bun, dacă nu are animale, e ok, dar să fie o performanță. Aici a fost o performanță. Ai fost la Stârgu Solei? Că în rest nu poți să zici că a trecut caracatița și am fost dă-te-mi... Eu n-am mai văzut așa ceva. Când erai mic la circ? E din perioada în care la circ erau animale unul la mână. Și asta m-a întristat teribil de când eram mic. Și doi la mână, la final, puteai să călărești ponei. Și m-au dus și ai mei să călăresc un ponei.
Și ții minte perfect fața instructorului. Lângă era și un elefant pe care puteai să călărești. Și eu săracul a avut fața de... A, nu vreți mai bine să-l punem pe băiețel pe elefant, că e mai... Ăla rezistă, ăla e mai... Clar e cum am urcat pe buneiul ăla și mă tot duceam în stânga. Și mi-l aduc aminte pe băiatul ăla care tot încerca să mă împingă înapoi pe ponei. Poneiul ăla pe care îl simțeam sub mine că răsuflă greu așa și... Da, și de atunci n-am mai fost la circ. Am fost odată la Cirque du Soleil și mi-a plăcut pentru că, repet, acolo era performanță. Data trecută s-a râs mai mult? Era mai fericiți. Da. Dar tot cu glume din astea a fost ultima dată? La fel? Da. Nu știu, Mihai, de-a trecut a râs. Tu! La același gen de glume a râs. Du te bă, de aici că nu era... Ba da, mă, la fel erau, ba, la fel erau, bă! Băi. Erau unele mai rele, cu frați, surori. Auzi, ai musafiri acum și nu mai recunoști? N-am mai râs pentru că noi, prin empatie cu noul jurat, de foarte multe ori, ne schimbăm comportamentul, doamne, ce să vezi și ce să crezi. Și unde data trecută a râs și s-a simțit bine și a dat like omului, acum nu l-a mai recunoscut, aproape că vai. Dar tu ești conștient că ai... Îmi cer scuze, tu ești conștient că ai venit cu bancuri vechi și... Păi și e interzis să vii la umor cu bancuri vechi? Nu, doamne ferește, la noi e libertate supremă. Ai voie cu bancuri, dar măcar interpretează-le cumva. Ideal ar fi fost să nu le știe, gen, știi, dar... Bă, proaste. Deci plin de stereotipuri, de sexism, și eu am mai făcut asta. Dar eu cred că am făcut niște glume bune. Este, mă, nu te supăra așa de tare, dar crede-mă că în prima parte a numărului au fost toate foarte, foarte vechi, adică le știam, chiar era flagrant. Și în rest, stereotipuri de c***a, din punctul meu de vedere. Părerea ta. Da, păi de asta stai aici, să-mi spun părerea mea. Asta-mi și iată-ne față în față. Da, soarta. Ce rex să facem, îți dai. Asta e, mai durează puțin și gata, se termină și cu asta. Ce situație dramatică. S-a transformat într-o dramă, totul. Băi, nene, dar hai să fim sinceri, la câta abatere ești la umor? La câta abatere? La treia. Și ce s-a întâmplat în trecut? Păi am ajuns în semifinală. Cu bățul. Și acum scoateți pălmuțele să vedem dacă v-ați făcut, v-ați tăiat unghiile. Păi de ce ai ajuns în semifinale? Am dat șpagă. Vreau să-ți dau un vot de încurajare, fratele meu. Mulțumesc frumos. Hai să votăm. Eu am votat. Ok, iar noi o să vedem voturile în 3, în 2, în 1, în hai. Mulțumesc. Ne pare rău pentru Octavian Vinău. El nu are nicio legătură cu umorul. Dar cum mi-a plăcut ce... Vină, Ilon. Hai. Nu sunt supărat. Serios, nu te înțelegi. Dar deja a treia oară și se dau din nou în bară. Deja a treia oară și s-o dau din nou în bară. Când ești trist, ești poet. Da. Octavian, nu renunța? Aici la noi poți veni. Mergi pe drumul tău. Am înțeles că ești șofer, nu? Mergi pe drumul tău. Nouă nu ne pasă! Eu aș vrea să mai continui, măcar la penetrare multidimensională. Corect. E păcat, e păcat. Mesajul mesianic al acestui yoghin nu a ajuns la sufletele noastre. Băi, ne pare rău, noi am trecut de gimnaziu la capitolul sex și ne îndreptăm către clasa noua. Nu avem nevoie de tine, ne dezvoltăm singuri. Sunt de acord cu foarte multe lucruri pe care le-a spus. Fără să fiu yoghină. N-ai măcut, nu ai cu cine. Uite-te și tu, n-ai cu cine. Da. Nu ai încercat să faci educație sexuală. Exact. Nu ai cu cine. Am observat, da. Dar de ce să nu accepti și părerile altora? Adică omul ne învăța de bine. Mă rog, mai mult pe ei, pe băieți. Problema e că a fost comic la început când ai transferat termenii și a fost Lingam și Ioni, am înțeles, dar după aia n-a mai fost amuzant pentru că deja toată lumea avea în minte termenii ăștia noi și tu doar ne-ai spus efectiv, domnule, uite, așa e cu Lingam-ul, așa e cu Ioni, multidimensional dacă e, dar nu știți voi, dar vă învăț. El nu a avut intenții rele. Asta e clar. De asta eu n-am putut să mă enervez că a ținut o oră. Dar pe de altă parte, într-adevăr, trebuia să realizeze că nu e cel mai bun loc sau dacă face asta, măcar comprimă toată chestia aia și îmbracă adevărul într-o glumă.
Eu am vrut cu momentul ăsta să aduc o educație sexuală, pentru că în România suferim mult la această situație. Așa este, aplauze. Eu am fost în faza în care nu mă descurcam sexual, și am văzut cât de nașpa e, și acum sunt în faza când mă descurc sexual și văd ce bine e. Corect. Și vreau ca să împart asta tuturor. Domne, eu am reținut ce era de reținut. Mi-am asumat și mi-asum ceea ce este de asumat. Promit că voi spune stop ejaculării. Stop ejaculării! Da, orgasmilor, stop ejaculării. Da, exact. Și că voi încerca să-mi înfrâng pornirile animalice. Okay. Sigur, e destul de dubios să-ți vorbească despre asta cineva care poartă o căciuliță de elf colorată, dar până la urmă contează ideea și mai puțin căciulița. Eu sunt un spiriduș sexual, așa. Stop pe ejaculării, asta a fost concluzia. Atât, mă, din 40 de minute cât a stat omul ăla pe scenă, cu asta ai rămas? Cu ce ai rămas tu după acest concert? Cu frustrarea faptului că a durat foarte mult. Nu o să dea acord cu toate voturile, dar mă rog. Doamne, dacă era Loredana aici, Doamne, ne ajuta și ne explica și ne lămurea, ea trebuia să fie jurat la momentul ăsta. Că ea ar fi înțeles ce zice omul ăla acolo. Că ăștia au fost niște ignoranți. Eu vreau să ajung la orgasmele mentale pe care le are Lori, pentru că ea ne-a povestit la X-Factor, că nu ai nevoie neapărat, adică dacă ajungi la un anumit nivel, nu ai nevoie de atingere, de mama, poți să-ți oferi singura orgasmele oricât, oriunde ești. Adică eu dacă sunt la masajului și am un număr în față și eu n-am nimic interesant de observat sau de așa, eu pot să am și orgasme mentale. Dacă aveți o pastilă pentru cap, mi-ar fi de bine. Așa 10, 20, câteva, să mă simt bine. Durează-mi numărul. Bine atunci. Păi hai cu pastila aia.